Access. De aici vă pun băi. Salutare tuturor! În cele din urmă, momentul cel mult așteptat, și anume, ce credeți că ar putea fi mai frumos decât concediul mult așteptat, America de Sud. Să vedem ce aventuri ne vor aștepta și vom avea multe, multe, multe momente de împărtășit. Tot uit că obiectivul e în partea asta și n-am ce am cu partea aia. Câteva momente așteptați chiar să le enumer de acum. Plajă, cultură, tot ce poate fi mai frumos într-o țară de vis. Bineînțeles că m-am întâlnit aici nimeni altcineva decât o colegă, așa că eu propun atât, să facem un mic material. Dragi prieteni, poate că nu știați o surpriză a zilei înainte de zborul din Bogota. Roxana, cu ea ați văzut-o și în multe poze de ale mele, nu numai poze, dar și clipuri pe care noi le-am realizat de anul nou. Cu ea vom mai avea multe, multe, multe alte videouri, poze și, de ce nu, alte momente deosebite. Rămâneți cu noi. Am trecut și de zona de control, nu rămâne decât să mă îndrept spre poartă. Dar parcă nu pot să plec fără să iau, să intru prin duty-free, să iau ceva de băut. O chestie pentru cineva care mă așteaptă din și m-am gândit să iau o mică surpriză, o mică atenție. Nu știu ce ar place, mă gândesc. Este vorba despre cineva mie drag ce am cunoscut anul trecut în Bogota. Deja sunt în avion și din clip în clip avionul să zboare. Nu știu dacă o să aud la microfon, dar cu siguranță va fi un zbor lung, excepțional și de ce nu, așa cum îmi numesc de videocamera, un port de vis. Nu rămâne decât să îți spune să fie un zbor de succes, pentru că pe Bogota, Transfer Bogota, mai sunt când și când turbulențe. Am luat puterea, nu s-o trebuie asta și chiar ați văzut și noi că am rămas doar ceva din doar 7 ore și 21 de până la destinația finală. Bogota, destinație tropicală, destinație de vis, destinație cu tot ce vrei și palmieri, fericire maximă și fără muzică, fără ceva prafuri, avem că nu avem de vedere. El este un tip care l-a cunoscut în avion. El e din Valencia, Spania, așa că el vorbește deja spaniolă. Hola Valencia, hola Madrid, hola, hola, hola. Au mai rămas, repet, 7 ore și noi vă spunem de aici. Vamos a la playa. Vamos România. Ochii mei deja sunt super îmbrăcălați. Mai puțin de 50 de minute aterize. La o zis că încă vorbește, asta înseamnă că nu mai aterizăm la aerodromă. Nici eu nu mai știu să vorbesc, că am păsit ochii mi se închid. Ce să zic? Hai să revedem pe Eldorado și vedem ce o să fiasă, pentru că surprizele abia acum încep. Dragi prieteni, în cele din urmă am aterizat în aeroportul internațional Eldorado din Bogota. Sunt extrem de obosit. Oboseala așa a intrat în mine. Nu rămâne decât să ajung repede la hotel să mă schimb, să fac un duș, pentru că nu merg la somn. Cu toate că este ora 2, nu merg la somn, ci merg să cinstesc cu cei dragi. Adică cei dragi fiind cei care m-au așteptat și nu numai printr-o simplă chestie, ci cu un asemenea cadou. Hola! Asta da surpriză. Ea fiind cea mai bună prietenă de-a mea. Bienvenidos, Frankfurt, gente, Colombia. Iar el este Alan, băiatul ei. Dragi prieteni, nu rămâne decât atât. Repede la un taxi, repede la hotel și... Nos saludos todos de Frankfurt. Aici din urmă. Am dat către hotel. Lângă mine e Alan. Cu toate că e deja ora 2, ora 3, poate ora Germaniei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă las. Ba din contră. Hola a todos, hola Frankfurt. Hola a todo mundo, Frankfurt. No, no, no.
12-14 am ajuns, mă cazesc, nu trebuie decât trebuie de să intru în cameră, să fac un duș și apoi imediat la plimbare, pentru că ați văzut prietenii cei dragi care m-au ajutat în aeroport cu acea minunată surpriză, cum aș putea să trec neobservat, închidând un pahar de bere în cinstea Columbiei, în cinstea tuturor. Buenos dias, vă spun de aici, din Hotelul Internațional Business Center din Bogota. După o zi plină, o noapte plină, mă simt din nou fresh și gata de excursie, adică excursie în nou zbor spre Santo Domingo, pentru că m-am mai spus că vacanța abia acum începe. I-am asoțit și în această dimineață pentru a lua mic dejun și după ce vom servi acest mic dejun, nu rămâne decât să ne îndreptăm către aeroportul internațional El Dorado. Cum v-am spus, ne îndreptăm către aeroportul internațional El Dorado din Bogota și nu bineînțeles că urmează o altă excursie, o altă aventură spre Santo Domingo. Ce pasă cu telefonul? Nu pasă nada. În sfârșit am ajuns în aeroportul internațional, urmează Santo Domingo și ce o să mai fie. Haideți să vedem ce urmează. O să văd unde este Avianca Internațional, pentru că Avianca, fiind ca și Lufthansa, parte națională, parte internațională, și vreau să mergem către partea internațională. Dragi prieteni, am ajuns în cele din urmă în Santo Domingo. O căldură, nu e ca în Franța, bineînțeles. Nu știu ce știu, cred că undeva peste 30 de grade. Mor de cald. Și chiar acum am mers spre locul unde am să mă cazez. Dați-mi voi să vă prezint apartamentul. Uite, ăsta ar fi living-ul. Cam așa arată, văzut dintr-o parte, ci de cum am instalat eu puțin, balconașul, așa, haideți să vedem dormitorul, ia uitați, ăsta e tăticul, cum? Asta da, și baia. Și bineînțeles, numai eu lipseam din cadru, nu? Well, în cele din urmă am ajuns la acest minunat hotel, Neptun Refugio. Deci au spus să-i refugiu, nu știu, poate chiar atunci când gen te refugiezi, te relaxezi, te... Nu știu, mă rog, ce vrei să faci. Și dacă v-aș arăta locul, sunt sigur că mă veți lua la înjurături, la bătaie. Dar nu aveți nicio șansă, vă spun de pe acum. Vă recomand și vouă. Zbor direct de oriunde. Din Frankfurt, nu știu dacă de la București, cred că de la București va trebui să ții cu escală, ce știu eu, la Frankfurt. Haideți să vă arăt și cadrul. Și haideți să vedem și dormitorul. Ăsta ar fi dormitorul, vedeți? Foarte, 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 foarte plăcut. Și ca de obicei, că știu că nu v-ați mai săturat să mă vedeți, o fac și de data asta, trebuie să mă vedeți, vreți, nu vreți, trebuie să o fac și de data asta. Ok, prieteni dragi, vă numesc așa, nu? Prieteni dragi. Dați-mi voie să revin mai târziu, iarăși cu plajă. Plaja renumită Boca Chica. Și vă spuneam că pe 28 am o surpriză, 28 ianuarie am o surpriză, nu vreau să vă spun nici acum. Este vorba despre o surpriză... Atât, vă dau un indiciu, vapor, mă rog, nu vreau să vă dau chiar multe indiciu, vă las de gândit. Și mie nu-mi rămâne decât atât, prieteni dragi, să luăm o mică pauză până la întâlnirea noastră cu plaja. A sosit deja seara, vreau să caut undeva ceva să mănânc, nu știu, caut un loc, caut un supermarket și sper să-l găsesc. E deja târziuleț, ora de aici, din ora 8. Muzică peste tot, latină, că e normal, nu? Mă îndrept chiar acum spre un local. Asta e. Și că să nu-ți placă în Santo Domingo, în Republica Dominicană, când ai așa muzică, voie bună, latină,
Ghanasa nu mai zic. O să lansez și eu puțin. Nu știu dacă merge cu camera. Muzica la tine exact ce îmi place și mie. Exact asta îmi place și mie. Așa că vă spun și vouă. Dar rămâneți, arăt de iau. Lumea mă încurajează, asta e bine. Așa că repede, biletul de avion și Santo Domingo e a vostru. Eu intru în hotel, pentru că sunt și eu deja obosit. Nu rămâne decât să am ceva de trist. Vă bucur. Besitos! Buenos dias tuturor! Așadar, cum v-am spus, o să vreau să merg pe plaja Boca Chica. Iar din păcate, n-am mai reușit, am ajuns prea târziu, nu știu cum, doar am prins un răsărit, o chestie, o să-l vedem mai târziu. Important este că de data asta vreau să-mi fac timp să ajung și astăzi va fi o zi mai mult chill, adică o să stau la plajă, nu o să stau cu camera, nu o să stau să fac ce știu eu, cadre sau nu știu cum. Important este că doar un scurt update de pe plajă și nimic altceva, pentru că am și o nevoie de odihneme. Așa că vă spun atât. Ne vedem pe plajă. Ei, așadar mă întreb către plaja Boca Chica și am zis ca să ajung mult mai repede, am ales un biciclet pe care s-a mărut de nici în 2 minute. So, let's do it! Ei, că locă, că locă, că locă! Michael, Boca Chica, mi-am amigos! Al alta! Que salí de Boca Chica. Pescado fresco, pescados tostones, todo bueno, mi amigo. Ajungem la plaja. Așa că, dragi prieteni, muchas gracias. Esta eso Alemania es todo para del mundo. O plajă plină, soare, apă. Și v-aș invita și pe voi. Apă la peste 30 de grade. Deja am și testat-o înainte să încerc să fac acest material. Mirabela, dacă ai să te uiți la acest material, nu știu cum să-ți placă. Și mai am o chestie. Nu se termină aici. Mai am o chestie. Un steag în cinstea Republicii Dominicane. Stai să vă cum e, că nici mă știu cum e. Asta e. Bună dimineața tuturor! Ce e de făcut astăzi? Mă întorc în Santo Domingo și vom vedea ce mai e de văzut, ce știu, un suvenir pentru cei dragi, de ce nu, și mie, nu? Să rămân cu amintire plăcute. Vreau să vă arăt și locul. V-am arătat doar de sus, așa mare, despre acest hotel, grădina și așa. Dar haideți să vedem și curtea. De sus, cum am mai spus, se vede piscina și toate celelalte de linia. Cam așa ar fi vederea. Aceasta fiind cămăruța unde am dormit eu. Ia uitați cât de frumos e. Și papagaiul, în cazul că voi era dor, vedeți? Așa că e frumos. Și intrarea. Ok, cam atât. Ei, pentru că e o mare vitiseară pe drum, datorită traficului care este blocat, îl vedeți în față, nu-mi rămâne decât să punem ceva, să ne relaxăm, să ne revenim. No? Ce-i baso? Terminat. Ah, fui de la ultima. Ah, shit. Băgai mea speciale, era de fapt finalul, era bucățica. Aoleu, poliția? La poliția? No se puede. ¿Qué pasó? Ei, bine, dragi prieteni, am ajuns în primul loc din Santo Domingo. Nu chiar din Santo Domingo, ci din primul loc al Americii. Prima biserică, prima stradă, prima casă. Așadar, o să vedem împreună ce semnificație are acest loc. Vino cu mine, te rog. Așadar, cum am mai spus, un loc plin de cultură, un loc plin de religie, un loc divin. Și am în mâna mea, am o bagnotă de 50 de pesos. Ce vrea să însemne lucrul acesta? Vedeți și voi că aici este o bisericuță, da? Iar această bisericuță fiind chiar aceasta. Am ajuns în al doilea punct istoric și cultural de aici din Santo Domingo. Așadar, în spatele meu nu se vede decât prima școală națională de artă
din Santo Domingo. În interior, din păcate, nu se poate că deja este o oră destul de târziu și nu se poate. Așa că rămâneți. Cu siguranță vedeți în spatele meu un loc deosebit. Nu aveți idee ce ar fi. Nu e o biserică, nu este un loc de teatru sau de film, ci este fabrica de tutun, prima fabrică de tutun de aici, din Santo Domingo. Nu strică niciodată. Cu o bere pe cinste, numai că e împachetată, toată, president. Berea numărul 1 din Santo Domingo în Republica Dominicană. Bineînțeles, cu nacho, aguacare, aguacare, avocado, guacamole. Și bineînțeles, cu ceva care să-ți ia foc gura. Frații mei, pisco! Ia uitați că a venit felul 2. Puteți crede așa ceva? O să putem mânca așa ceva? Nu! O să-mi bar cu ei, bineînțeles, nu? Am ales ceva, cum se spune pe aici, prin locuri camarone. Ia? Adică zis, la noi creveți, cu nacho, cu sos, tomate și, bineînțeles, asortate cu niște legume la grătar. Aici avem banane frite, prăjite, coapte, cum vrei să le numești. Ei bine, am luat masa, am servit o masă delicioasă, așadar, după tradiția lor de aici. Și nu mi-a rămas decât ceva. Mi-a sărit cu ochiul ceva din toți când de înseamnă. O mică parte din partea colonului, din partea dominicană. Ia uite aici, uite aici. Ciabatta, bachata, salsa, multe altele, vor reveni și în alte seri. Iar cu drag, le spunem mulțumim celor tuturor care au fost atât de noi. Muzică, dans, petrecere și voie bună! Gata de o nouă zi, așadar cum v-am spus, ne îndreptăm către insula Saona, o insulă la 30 de kilometri sau ceva, ce știu, 60. Trebuie să mergem cu vapor pe o altă parte, așa că o să fim super, super, super ocupați. Cu siguranță, cred că știți unde mă aflu. Bineînțeles, mă aflu pe insula Saona, o insulă la ceva kilometri de zona Republicii Dominicane. Și în spatele meu nu am preseamă decât o privere și de imediat de aici. Așa că, ce să vă spun, veniți și voi, lăsați grijile și să ne bucurăm împreună de această colajă minunată. Vă spun de atât, de aici vă pupă, iubesc, dragii mei. E căldură mare astăzi, deja iau casapele curi, nu mai pot. Pentru asta m-am gândit să stau undeva unde să mă pot rocori pentru câteva secunde și apoi să vedem. A zis cineva că ne venisem aici? Nu, eu uite ce am eu de făcut. Ok, dacă vrei și voi lucrul acesta, nu trebuie decât să luați un bilet de avion până aici. Și veniți și voi. Bine că nu costă decât nici mai bună opțiune, mai bună decât 500 de euro, Lufthansa sau de oriunde din ce cost al lumii. Și vedeți frumoase că se oriunde. Hei, nici chiar că de data asta nu mai știu unde sunt acolo. Fraților, sunt tot bronzat, soarele mă arde. E bine. Pentru că e o vorbă. Când e bine, iară bine. Și vreau să vă arăt în spatele meu, nu? Să vă arăt hotelul. Aici ar fi piscina. Ia, uite, avem și vizitatori. Cam atât aici din Baia Vida. În Costa Rica, San Jose International Airport, așa că de aici o mândre către hotel, așa că rămâneți pentru a vedea alte surprize ce ne vor aștepta pe parcursul zilei de astăzi.
dragi prieteni, cum v-am spus, mă aflu în Costa Rica, mă aflu deja în zona centrală, zona comercială de unde toată lumea cumpără. Lângă mine se află... Andres, vedeți ca și pe mine, nu? Andres, Andrei, numai bine. Și vrem să vizităm împreună zona comercială. Vrem mai mult de atât să mergem la centrul comercial de echipa națională de fotbal, nu știu cum se spune exact. Cum se numește stadionul național? Ah, no, un nombre. Ia, Estadio Național de Costa Rica. No nombre. Vreau să cumpăr un tricou original de al echipei naționale de fotbal de aici. Am ajuns într-un loc care nici eu nu știu, dar arată super. Nu știu, cred că e ca la noi în România, un fel de asemenea mini bazar. Am acest tricou, ia uitați cum arată. Tricou l-am găsit, nu rămâne decât să merg să vizitez Stadionul Național de aici, în Costa Rica. Să iau brânză. Am vizitat stadionul ăsta. Acum am oprit să iau brânză. Ia uitați ce e aici. O să vii puțin mai încoace să vezi. Deci, frijoles, așa se spune. Cum am zice noi, e ceva foarte... Chiar n-am idee cum e o chestie interesantă. Brânză, avocado, salată, ouă și dedesubt este orez. Așa că e o bunătate de mâncare. Și că m-am dus pe voi și să gustăm împreună din bucătăria de Costa Rica. Și partea modernă din San Jose, Costa Rica. În spatele meu se află decât Steaua Național. În spatele meu se află Teatrul Național din San Jose. Și dați-mi voi să vă mai spun un lucru. Acum am observat, nu o să vă vină să credeți. Toată lumea spune că aici, în zona asta, în America de Sud, toată lumea spune că, că e, nu știu cum, că e criminalitate, droguri, chestia. Ei vreau să spun că nu este chiar așa cum spune mass media. Ba mai mult de atât, dați-mi voie să vă spun că am mers, cred că aproape jumătate de zi, cu geanta deschisă, chiar în față, fără să-mi dau seama. Și acolo am avut 20.000 de coloane, adică banii lor naționali de aici. Ce credeți? Unul nu a venit, nu s-a atins de mine să-mi zică, sau nici măcar să-mi zică că ai geanta deschisă. Deci vă dați seama că nu este chiar așa cum spun foarte mult. Așadar, de aici, în fața Teatrului Național, vă spun și vă pun și vă iubesc. Și asta a fost deocamdată cu San Jose, revenind abia duminică. Mâine rămâne să zborăm în Liberia. Să zbor, de fapt. Dar bine, zbor și cu cineva anume care mă așteaptă. Liberia, așadar, Parcul Național, unde vom vedea papagaj și multe alte chestii. Așadar, de aici, vă pup din San Jose. Am ajuns în aeroportul internațional, zona domestică, așa cum este în spatele meu, de unde voi zbura spre Liberia. O zonă cu mult agrement, parc național, tot ce vrei, păsări, animale și toate alea. Și compania mea fiind undeva acolo, de acolo mi-am făcut și check-in-ul deja. Aterizăm pe aeroportul internațional de aici. Mie nu-mi rămâne decât să merg repede spre hotel. Repet, este foarte cald. Cred că sunt deja pe 35-36 de grade. Ei bine, sunt deja în mașină. Mă întreb către Parcul Național, unde v-am spus că o să vedem diferite păsări, poate și animăluțe sau ce știu, dacă nu stau undeva, ce știu, pe la adăpost. Sau să zic, bă, a venit Dingo, ascundeți-vă. De aici, din zona asta, provincia asta, Guanacaste, cum îi se spune, și cum era să nu vin și cu asemenea stag în cinstea Costa Rica, stai bine. Iarăși fac o gafă ca și data trecută, stai cu mine, uite așa e, nu? Și zic de aici, ole, Costa Rica! De aici aud cascada. Cât de liniște, cât de verdeață și cât de energie poți lua de aici. Trebuie să fii extrem de atent, pentru că joacă foarte bine. Garantez 100% că nu mai trebuie să te ajungi aici. Costa Rica! Acum e surpriza mare. Sunteți pregătiți? Mai bine de 1000 de bani de când s-a descoperit de la momentul respectiv, mai mult de
venit din Goa, ascundeți-vă. Cred că sunt undeva pe la Tom. Ce să mai, să ne bucurăm împreună. Încă o dată zic aici din Liberia, dragi prieteni, viva Costa Rica. Yo soy guapo y me gusta aquí en Costa Rica y no quieres venir. Si tú quieres, tú puedes una boleta comprar de Frankfurt o de Rumanía y tú puedes directamente aquí a San Jorge, Oliveria, y puedes me visitar. Soy aquí en Grandina Zoológica. Aveți idee unde am ajuns? Nu în țara Panama, ci pe plaja Panama. De aici toată lumea se distrează în carnaval, nu numai carnaval, să zic carnaval. Picnic e cu noi. Vino să vezi, să vadă și cei de acasă. Nu vă trebuie decât să vă luați un bilet de avion direct din Frankfurt sau din București și direct pe San Jose sau direct Liberia, aeroport internațional. Așa că direct Panama. Eu zic atât, să nu mai stau la discuție. Dragi prieteni, asta a fost cam tot despre Costa Rica. Am fost pe la San Jose, am fost în locul din zona Liberia, Guanacaste, Parc Național și